Bună tuturor, Cătălina sunt, iar numele clipului de astăzi sună cam așa. Din relație în relație. De ce am ales acest clip? Pentru că fac referire la oamenii care ies dintr-o relație și intră în alta, adică merg din relație în relație. E normal ca în relația în care te afli să apară blocaje, să ajungi în punctul în care ai senzația că lucrurile nu mai funcționează, să ajungeți să vă certați și așa mai departe. Ideea este că lucrurile nu pot funcționa tot timpul așa ca unse, adică să fie doar lapte și miere. De ce? Pentru că fiecare avem șabloanele noastre din copilărie, tiparele noastre din copilărie, pentru că fiecare venim cu bagaje emoționale din relațiile trecute, pentru că suntem diferiți unii de ceilalți și astfel ajungem în punctul în care să intrăm în contradicție unul cu altul. Drept urmare, există multe motive pentru care, la un moment dat, mai devreme sau mai târziu, să apară hopuri în relația de cuplu. Ideea este că, în momentul în care ajungem în acest punct, să nu renunțăm pur și simplu la relație, să nu ieșim din relație doar pentru că nu știm cum să facem ca lucrurile să funcționeze. Dacă în relația în care te afli nu există, nu știu, nu ești agresat, nu ești maltratat, nu ai lucruri din acestea de care, nu știu, violență fizică, nu ești umilit și așa mai departe, ci pur și simplu lucrurile nu mai funcționează sau o relație devine greoaie, te sfătuiesc să nu ieși din relație, ci să încerci să faci ca lucrurile să funcționeze. De ce zic asta? Pentru că relația de cuplu, din punctul meu de vedere, atât relația cât și partenerul, oglindesc nivelul nostru de dezvoltare emoțională, evident. Pentru că partenerul nu face decât să scoată în evidență lucrurile pe care noi nu le avem rezolvate, tiparele noastre, șabloanele emoționale, nu face decât să le scoată la suprafață pentru ca noi să le rezolvăm. Sunt oameni care, în momentul în care lucrurile nu mai funcționează în relație, ies din relația respectivă și intră în altă relație. Și continuă tot așa acest ciclu vicios până când ajung la un moment dat să rămână într-o relație pentru un an, doi, trei. Din nou ies la suprafață toate cele frici și temeri și șabloane emoționale. În momentul în care se întâmplă asta, ies din nou din relația respectivă și merg în alta și continuă tot așa. În momentul în care ajungi în relație și lucrurile nu mai funcționează, este important să îți dai seama ce anume cari tu cu tine din relație în relație. După cum ziceam, frici, șabloane emoționale, atitudini, comportamente și așa mai departe. Analizează-le, vezi unde greșești și gândește de cum poți să repari sau cum poți să schimbi. Trebuie să-ți dai seama sau să înțelegi că partenerul nu face decât să îți apese niște butonașe. Dacă tu nu ai avea butonașele respective, el nu ar avea pe ce să-ți apese. De exemplu, dacă tu nu ai fi suferit în copilărie de rana de abandon, nu ți-ai fi format rana aceasta de abandon, foarte greu te-ai simți dat la o parte, te-ai simți abandonat, foarte greu ar ajunge cineva să te facă să te simți gelos sau geloasă și așa mai departe. Pe când dacă în copilărie ai avut această rană de abandon, ți s-a creat în relație cu părinții această rană de abandon, în momentul în care intri într-o relație, mult mai repede vei simți toate acestea. Dacă îți dai seama că, într-adevăr, nu-ți mai dorești să fii într-o relație de cuplu, ești frumos din relația respectivă, stai tu cu tine o lună, două, trei, un an, cât tu consideri că e necesar pentru a-ți pune tu în valoare sau pentru a-ți da seama ce anume te deranjează, ce anume nu poți oferi tu celuilalt. Fii sincer cu celălalt, spune, mă, nu pot să-ți ofer lucrurile acestea, am nevoie de timp să-mi dau seama unde greșesc și cum anume pot schimba. Acum, sunt oameni care, în momentul în care ies dintr-o relație, nu fac decât să se refugieze în muncă sau în alte lucruri care le fac plăcere, nu știu, da, cum ziceam, muncă, sală, citit și așa mai departe. Și se axează atât de mult pe aceste lucruri, mai ales pe joburi, și ajung să facă performanță în jobul în care sunt, iar făcând performanță își dau seama că le crește încrederea în sine și se gândesc ei că acum sunt din nou pregătiți să intre într-o altă relație. Dar, surpriză, în momentul în care ai intrat în altă relație, nu faci decât să ajungi din nou în punctul din care ai ieșit în relația trecută. Adică, cu toate că ți-e crește încrederea în sine, cu toate că tu performezi sau faci performanță la locul de muncă,
în viața de cuplu, în viața ta emoțională, ești exact în punctul din care ai plecat. Drept urmare, trebuie din nou să o iei de la capăt și așa mai departe. Așadar, sugerez să nu te axezi, adică să nu evadezi în alte lucruri doar pentru că nu știi cum să faci față lucrurilor din viața personală, din relația de cuplu. V-am zis, partenerul nu este decât oglinda în care noi ni se reflectă imaginea. Cineva te da un exemplu de genul că noi avem cearcăne, să zicem că am niște cearcăne foarte adânci și mă uit în oglindă și încerc să șterg în oglindă cearcănele pe care le am. Adică în loc să mă duc să dorm, în loc să mă odihnesc, eu încerc în mintea mea să șterg cearcănele din oglindă în speranța că vor dispărea. Exact același lucru îl facem și noi cu partenerul. Avem lucruri pe care nu le avem rezolvate noi cu noi și în zadar încercăm noi să-l schimbăm pe celălalt pentru a nu ne mai oglindi, cu alte cuvinte, noi în partener. Degeaba încercăm să-l facem pe celălalt să fie așa cum noi ne dorim. Ce avem de făcut, practic, este noi să devenim acea persoană, acea variantă a noastră care să ne placă, acea variantă pe care să o iubim, iar în momentul în care ajungem să ne iubim, să ne admirăm pentru ceea ce suntem noi și să fim noi mulțumiți cu noi, veți observa că nu veți mai avea atât de mare nevoie să-l schimbați pe celălalt și nici nu veți mai simți atât de multe lucruri care să vă deranjeze la partener. Sunt mulți oameni care în momentul în care lucrurile nu mai funcționează în relație, în momentul în care lucrurile ajung să doară în relația de cuplu, în momentul în care este o tensiune din aceea greoaie, nu fac decât să fugă din relația respectivă, fie să intre într-o altă relație care lucrurile să fie din nou ușoară, pentru că la început în orice relație totul este ușor și totul este roz și frumos, dar cu cât înaintăm și ajungem să-l cunoaștem mai bine pe celălalt din nou, ne ies la suprafață toate temerile, toate șabloanele pe care noi le avem. Mai există și varianta cealaltă în care din nou te doare atât de mult în relația de cuplu și ieși din relația de cuplu și nu-ți dorești decât să fii singur. Vrei să fii singur, să nu te mai deranjeze nimeni, să nu te mai doară, să nu mai simți așa mai departe. Dar din nou, cădem în aceeași capcană, ne ducem în același loc în care fugim de noi înșine. Pentru că, da, e normal ca în momentul în care ești singur să nu mai suferi, pentru că nu e nimeni să-ți apese pe butonul și nu e nimeni să te facă să suferi, să-ți scoată la suprafață toate durerile pe care tu le ai în interiorul tău. Drept urmare, nu mai ai de ce să fugi. Sfatul meu, după cum am zis, este să rămâneți în relația de cuplu dacă nu există, vă ziceam, agresiune, violență fizică, verbală, umilință și așa mai departe. Dacă nu există acestea, rămâneți în relația de cuplu și faceți ca lucrurile să funcționeze, pentru că, din nou vă spun, relația de cuplu este oglinda noastră spre dezvoltarea noastră interioară, spre dezvoltarea emoțională. Cam asta ar fi pentru astăzi. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și sper să vă ajute sfaturile pe care vi le-am oferit. Până data viitoare, nu uitați să dați subscribe canalului de YouTube și vă mulțumesc că m-ați urmărit.